în diferite anotimpuri. Cei fotografiile care sunt fotografii alb-negru, a lăsat peste 100 de ani. Deci, încă de multe, sunt foarte multe din timpurile lui, fotografiile. Da. Deci, uite așa. Deci cum arată parcul și vara și... Cine a făcut fotografiile? E o fată care a terminat și ea artă fotografică cu facultate, ce știu cum. Și l-a lăsat aici. Deci fotografiile care sunt în alb-negru, alea sunt încă foarte vechi. Și în palat e vorba de ornamentul ăsta de sus din tavan. Aici a fost orangeria mare. Deci aici ținea el pomii fructiferi. Vedeți, în fața palatului au fost tuile alea, copacii, cum sunt acum, alea nu au fost în față. Da. Fotografia aia și chiar ca lui Subian, dar aia este o baie. Deci o baie ca o fel de baie populară. Asta e multanul, dar sunt de mai copiii lui. Nu, sunt vizitatorul, prieteni de lui care pot, că avea o baie care încă de pe timpul lui, el a încercat să trateze TBC. Deci încă din lucrurile lui. A spus mai devreme. Mi-a trecut pe la ureche. A fost aici spital de TBC făcut până în 2005. Da, care a fost Deci din momentul din 1949 când s-a făcut naționalizarea, a intrat în patrimoniul statului și s-a retrocedat în 2005. Deci până în 2005 a funcționat spitalul TBC aici. Da. Și unde aici, în această clădire sau sus? În toate clădirile, absolut în toate. Numai aici, în timpul comunismului, în timpul sanatoriului, aici a fost, de exemplu, cum scrie și afară, a fost o sală pasivă de sesiune a diferite simpozioane, teatre, muzică și iludeală. Am înțeles. Deci a fost spital aici. Da. Deci nu numai... Deci asta a fost ca o sală, practic, pe comunistul a folosit în sala asta, a folosit-o de sală de recuperări, de... Da. Eu nu mă pricep, eu de-al medicinii. Foarte frumoase fotografiile. Și au un binar între trecut și ce este acum. Uite aici la vânătoare. Sau... Aia este dincolo de zi, fotografiată, probabil, tot o fotografie veche, unde ieșeau la vânătoare de bazar. Care era o crescătorie, ai un crescător. Eu cred că ceva mai în pădurea aia. Bine, ce ai să-l văd și de Și aici e o poză cu o baltă, sau? Da, este, da, este la. Da, dar ăla e mlăștinit tot acum. Nu mai e. Așa arăta pe vremea lui, palatul. Așa. Asta e, ăsta e originalul lui. Aici e palatul ăsta din fața, de pe stradă, de pe șosea.
trece luată de jos. Când era pe timpurile lui. V-am spus, fotografiile care sunt alb negru. Da, da, da. Cam de pe atunci. Foarte frumos. Nu știu, asta nu mă văd dacă sunt frumos, să ne facă pe ceva. Dar de obicei românii nu știu prea puțin. Dar pe străinii, din grupa o mare, nu așa, o să chiar studenții din străinătate de lucru. Nu e o problemă, vai de mine, că dacă o pot să-l spitate de ce că mă îmbolnăvesc, o de ce de ce. Da, da, da.